Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre activitatea care se desfășoară la Aeroportul Internațional din Craiova, un an de excepție 2017, un an bun a fost și 2016, dar iată că 2017 a venit cumva și peste așteptările oficialităților cu privire la numărul de olteni care au decis să zboare de pe Aeroportul Internațional din Craiova. Despre prioritățile, dar și planurile de dezvoltare ale aeroportului discutăm astăzi cu domnul Mircea Dumitru, director Aeroportului Internațional din Craiova. Vă mulțumesc că ne sunteți alături. Și vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, un an de excepție și asta o arată cifrele, domnul director. 6 rute noi de zbor anul acesta, plus dublarea numărul persoanelor care s-au îmbarcat de pe aeroportul din Craiova. Da. Astăzi trecem de 425.000 de pasageri de la începutul acestui an. Și probabil că până la finele anului vom ajunge undeva la 445.000, ceea ce înseamnă exact dublul traficului din 2016. Vis-a-vis de numărul de frecvențe, am pierdut o frecvență, Liverpool, o destinație, dar vor crește celelalte pe vară, zic eu că în beneficiul aeroportului și al celor care călătoresc de pe aeroportul din Craiova. S-a investit în ultimii ani în Aeroportul Internațional din Craiova, pe de o parte ca și o necesitate, ca o cerință până la urmă a locuitorilor acestei zone, dar mai sunt multe de făcut. Da, au mai rămas suficiente de făcut. Cred că primul lucru pe care îl vom face în 2018 va fi extinderea zonei publice de la terminalul de plecări și a zonei securizate de la terminalul de sosiri. Este un disconfort deosebit pentru pasageri în zile, sau mă rog, la orele în care, la care sunt două zboruri foarte aproape unul de altul, într-o sală destul de mică, cam cât studioul dumneavoastră, se întâlnesc circa 340-360 de persoane. Mulți dintre ei vin cu însoțitori, deci din acest punct de vedere este un disconfort deosebit. De asemenea, din sala de plecări la etaj vrem să deschidem două dintre vitrine și să mai câștigăm două porți de îmbarcare de la etaj. În felul acesta scădem disconfortul din parter, pentru că la momentul actual toate îmbarcările se fac de jos, astfel încât în sala de deasupra, la etaj, unde este o sală mai mare decât cea de la parter, urcă foarte puțină lume. În măsura în care se va face o îmbarcare de sus, una din parter, sigur că lucrurile se simplifică, pasagerii se vor distribui și confortul va fi unul sporit. Același lucru la sosiri, unde la momentul actual în fața celor de la Poliția de Frontieră apar 300 și de oameni odată și cu noile impuneri vis-a-vis de controlul documentelor de identitate atât la ieșire cât și la intrarea în țară, există riscul ca acest control pentru 300 și de oameni să dureze cât zborul de la Bergamo la Craiova, ceea ce nu este normal. O altă investiție pe care ne-o dorim, toate cele patru proiecte pe care le-am propus sunt pe fonduri europene, este acel drum tehnologic perimetral cu iluminare și supraveghere video, care este obligatoriu pe lângă gardul împrejmuitor, foarte aproape de gard, în interiorul aeroportului, un drum care să permită deplasarea cât mai rapidă a celor în măsură să combată tentativele de pătrundere ilicită în zona restricționată. De asemenea, echipamentele de control al securității, standardele care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018, impun alte tipuri de aparatură de control și aceste echipamente sunt extrem de scumpe. Avem termen de 2 ani de zile pentru implementare, dar dacă există posibilitatea să fie achiziționate pe fonduri europene și eligibile 100%, ne bucurăm să o facem.
Așadar, de la 1 ianuarie ar trebui să intrăm pe norme noi, dar avem la dispoziție un termen de 2 ani pentru a ne pune lucrurile în pentru ordine. Pentru a intra în legalitate vis-a-vis de aceste noi norme. Unde ne situăm acum? Suntem pe un standard acceptat încă și valabil în următorii 2 ani fără niciun fel de problemă. Însă sper că, v-am spus, până la finalul 2018 să accesăm și acest proiect pe programul operațional de infrastructură mare. Pe masterplanul de transporturi a României pe perioada, dacă nu mă înșel, de 2017-2020, aeroportul din Craiova avea distribuită o sumă de 70 de milioane de euro. Ce s-a întâmplat cu acest masterplan? Ce s-a întâmplat cu acești bani? Către ce zonă îi vedeți predestinați ca și necesitatea? Tot ce v-am spus până acum, mai puțin acel terminal intermodal, fac parte din acei 70 de milioane de euro. Mai avem iarăși un al patrulea proiect care se referă la reabilitarea tuturor căilor de rulaj foste militare, astfel încât și extinderea a 3 dintre ele, astfel încât să mai câștigăm posibilitatea de degajare rapidă de pe pistă și 3 platforme pentru aeronave de tip B. Noi ne propunem ca pe aceste 3 platforme nou înființate să mutăm tot ceea ce înseamnă operare de zboruri charter, zborurile umanitare, zborurile speciale, ale prietenilor de la DVSL-ul și așa mai departe. Acel terminal intermodal este prevăzut în Master Plan General de Transport, dar cu finanțare din 2021-2025, deci pe următorul program, pe următorul buget al Comisiei Europene. Nu știu în ce măsură se va realiza. Noi l-am văzut în ideea, dacă vreți, a unei conexări cu gara din Craiova. O componentă importantă de agregat mijloacele de deplasare. Așa este. Voiam să avem la un loc transport rutier, feroviar, aerian și, sigur, prin rutier și naval. Însă încă nu există un ghid, încă nu știm cine este cel care face cererea de finanțare, cel mai probabil va fi regionala de căi ferate și atunci lucrurile sunt puțin mai dificile deocamdată, dat fiind faptul că încă nu avem toate datele. Dar pentru celelalte 4 proiecte despre care v-am vorbit, acestea sunt prinse în master plan și cu ce ne vor fi realizate. Pentru că am ajuns în această zonă, e destul de dificil de ajuns la aeroport, la momentul actual existând o singură rută pe mijloacele de transport public în comun, cred că nouă se numește, da. Autobuzul nou, da. Sau mijloacele de transport proprii. Sau taxi. În ceea ce privește parcarea la aeroport, o altă problemă. Va apărea o altă parcare, odată cu prelungirea zonei publice a terminalului de plecări. Deci aceasta nu va fi o problemă. Problema care rămâne nerezolvată și la care mereu facem apel la cei de la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi este un giratoriu în fața terminalului de sosiri la aeroport. Există un studiu de fezabilitate care are toate avizele. Am înțeles că există chiar și proiectul vis-a-vis de acest giratoriu. Se întâmplă foarte multe accidente în fața aeroportului. De cele mai multe ori sunt lovituri din spate. Au fost și cazuri în care au fost implicate 6 autoturisme. Nu este ușor. Este o șosea în linie dreaptă. Se circulă cu viteză foarte mare, în ciuda acelui indicator de limitare a vitezei la 50 de km pe oră. Sigur că toată lumea îl considera fi pentru bicicliști, probabil, pentru că nimeni nu merge cu 50 de km pe oră în acea zonă. M-am obișnuit să semnalizez când mă duc la aeroport cam de la trecerea de pieton de la blocurile foste ale militarilor. Tot în ideea că cei din spate văd și se limitează viteza treptat până când aștept să dai prioritate celor care vin în sens invers.
Un sens giratorii acolo ar rezolva multe din probleme. Și o problemă minoră care ar putea fi rezolvată până la urmă și cu fonduri minime și cu înțelegere Nu de cred, asemenea nu minimă. cred că sunt niște sume foarte mari. Dar așteptăm să vedem dacă se va obține și finanțare. Așadar, iată proiecte mari, pentru că am vorbit de o dezvoltare, un aeroport în plină dezvoltare, dar care se lovește tipic, oltenește de probleme extrem de mărunte, dar care pot Da. să pună piedici serioase. Așa este, dar care din păcate nu ne aparțin. Dacă noi am putea să accesăm sau să facem acest giratoriu, l-am face noi. Am propus celor de la drumurile naționale să pună măcar un semafor acolo. Și chiar ne-am oferit să îl alimentăm din aeroport. Nu se poate. Mai există unul puțin mai încolo, care oricum nu funcționează, necesită o mulțime de aprobări, un semafor pe un drum european. Nu. Răspunsul a fost cât se poate de categoric. Am sperat în niște limitatoare de viteză din acelea gen benzi limitatoare. Nici acestea nu au fost instalate. Nu știu. Tot ce îmi doresc este să rămână în continuare accidente minore, fără victime. Vorbim de siguranța, în primul rând, a angajaților aeroportului, domnule director, pentru că ei sunt cei care vin cel mai des și mai apoi a celor care vin, iată, să călătorească, să plece la Am avut muncă, și cei noi mai câteva mulți. accidente. La momentul actual, din Craiova, operează doi operatori de Da. zbor, Wizz Air-ul și Ryanair-ul, dacă nu mă Ryanair, da. înșel. Ryanair-ul de curând. Ryanair a împlinit un an de când operează Valencia. Vedem ce vor decide pentru anul viitor. Anul acesta, din păcate, am pierdut competiția cu aeroporturile din Germania. Au dispărut două companii aeriene nemțești și atunci toate sloturile lor au fost preluate foarte, foarte rapid de Ryanair. Capacitatea care era alocată pentru Europa de Est, pur și simplu, toată a ajuns în Germania. Vedem dacă anul viitor o să fim cu minți ce o să ne aducă Moș Nicolae anul viitor sau... Vedem. Așadar, către Moș Nicolae de anul viitor, din câte înțeleg, Nu. din subtext, înțelegem că s-ar putea să avem Am noi spus curse Moș către Nicolae, Germania. că nu mi-a venit altceva în minte care face Dar cadouri. poate să fie și iepurașul mai devreme. Da, ar putea fi și iepurașul. Vedem. Așadar, anul acesta au curse noi, au fost după aeroportul din Craiova. V-aș întreba care au mers, care merg cel mai bine, către ce destinații călătoresc cel mai des oltenii. Din cele noi, cel mai bine merg Köln, Paris și Madrid. Nu a mers deloc bine Liverpool, dovadă că a fost și retras. Și în continuare nu merge foarte bine Treviso. Tel Aviv este o surpriză pentru mine. Merge relativ bine și este o destinație care va fi păstrată în continuare. Scoaterea destinației de Liverpool și posibil din primăvară și a celei de Treviso va aduce deocamdată creșteri în frecvențele celorlalte rute. Pe programul de iarnă, de regulă, toate companiile reduc frecvențele. Pe programul de vară vor reveni, deci din 27 martie revin toate rutele anterioare, în plus Bergamo crește la 6 pe săptămână, Roma la 4, parcă Madrid și Köln încă suntem în discuții să le creștem la 3 pe săptămână. Vom vedea. Deciziile nu sunt încă finale. Aeroportul din Craiova este mijloc de transport, ca să spunem așa, pentru toată Oltenia, pentru toate Așa județele de este. care Și nu aparține numai. Oltenia și extrem de necesar. Asta vreau să vă întreb și nu numai, au început să vină și din alte regiuni către aeroportul din Avem Craiova. pasageri de la Pitești și avem un număr însemnat de pasageri din nord-vestul Bulgariei. O mulțime de locuitori din zona Vidin, sau dacă vreți din districtul Vidin-Vrața, vin la Craiova.
Mi-amintesc în urmă cu câțiva ani ce vis frumos era acesta de a nu mai merge până la București și a face de multe ori mai mult pe drumul Craiova-București decât pe ca și zbor din București către alte destinații din Europa. Iată că s-a împlinit. Da, din păcate, pentru un număr încă mic de destinații, nu o să ajungem niciodată la numărul de destinații al otopeniului, deci vor mai rămâne încă o mulțime de cetățeni din regiune care se deplasează la București, dar încercăm mereu ca destinațiile să fie cele în care există un număr suficient de mare de olteni care să convingă operatorul aerian de necesitatea unei astfel de rute. Din păcate, noi nu avem posibilitatea să facem un studiu de piață, pentru că ar însemna practic un ajutor de stat, adică bani publici folosiți pentru o firmă privată. Tot din păcate, numărul operatorilor aerieni, care 98% sunt privați, este cu mult mai mic decât numărul aeroporturilor. Și atunci este foarte dificil să convingi un operator aerian să înceapă o rută nouă de la tine fără a avea siguranța că ruta respectivă va fi și profitabilă. Vedeți cazul Liverpool, care a început frumos cu 3 zboruri pe săptămână, e o zonă superbă, aeroportul John Lennon, din păcate nu a funcționat. Am avut mai mulți pasageri venind de la Liverpool spre Craiova decât de la Craiova spre Liverpool. Cred că vom reuși totuși să mai convingem în privința câtorva destinații. Vom vedea dacă vom avea câștig de cauză 100%, dar sperăm că da. Călătoresc oltenii sau merg în principal cu scopul de a munci în străinătate și vin și pleacă și se întorc? Este un zbor mixt. Paradoxul este că dacă ar călători numai pentru a munci în străinătate, ar trebui să am un număr mai mare pe plecări decât pe sosiri. Este îmbucurător pentru noi faptul că numărul de îmbarcați, debarcați este sensibil egal. Diferențele sunt infime. Și atunci, sigur că asta mă îndreptățește să spun că nu se zboară numai pentru a munci. Este și un trafic de business, este și un trafic de turism și, bineînțeles, și cel de muncă. Însă, repet, diferențele sunt foarte, foarte mici între plecați și sosiți. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru o regiune cum suntem noi. Iată că ar putea să fie un indicator al faptului că începem să fim sensibili mai în creștere la nivelul dezvoltare al regiunii. Cred că, totuși, creșterea traficului din 2017 vis-a-vis de anul trecut arată că regiunea devine interesantă, nu numai pentru turism, dar și pentru afaceri. Regăsesc de multe ori aceiași pasageri care vin de câteva ori la rând, într-o lună sau o lună și jumătate. Ceea ce iarăși este îmbucurător, pentru că dacă nu ar găsi oportunități de business în regiune, probabil că frecvența drumurilor ar fi mult, mult mai redusă. Într-o statistică la nivel național, unde ne regăsim comparativ cu aeroporturile din alte regiuni ale țării, unde și dezvoltarea economică este alta? Suntem acum pe poziția 6, adică după, mă rog, 4 aeroporturi pe care nu cred că avem șanse să le ajungem. Mă refer, sigur, la Otopeni, Cluj, Timișoara și Iași. Mai avem în față Sibiul. Am reușit să depășim Bacăul. Eu îmi doresc să ajungem pe poziția 5. Asta mi-am propus și dacă nu până la finele acestui an, până la finele anului viitor, cu certitudine vom depăși și Sibiu. Anul trecut îmi amintesc că vă doreați pentru anul acesta să depășiți 350.000, dacă nu mă înșel. Da, propusesem 380. Și iată că așteptările v-au fost cumva. Îmi propusesem 380, după care am refăcut prognozele și am zis că probabil vom fi undeva în jurul 425.000.
Astăzi sunt 425.000, chiar astăzi. Deci, mai avem un 20.000 până la finele anului. Vom fi exact la dublul traficului de anul trecut. Domnul director, conduceți aeroportul internațional din Craiova de un număr suficient de ani, spune eu. De 11 ani. De 11 ani. Vă așteptați în urmă cu un deceniu la această creștere? Pentru că chiar dacă suntem, iată, nu suntem chiar în top 3 destinații, nici nu avem cum, pentru că nu ne permit factori obiectivi din punct de vedere ai dezvoltării regiunii, dar pe de altă parte, aceste creșteri substanțiale ne duc cu gândul la faptul că s-au întâmplat lucruri. Cum vedeți în urmă cu un deceniu dezvoltarea aeroportului din Craiova? Cu 12 ani în urmă, aproape 12, am făcut un plan de management pe 10 ani. În afară de mine, doar actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Ion Priotea, a mai crezut sau cel puțin mi-a dat senzația că ar crede în acel plan de management. Toți ceilalți au râs, a fost o glumă foarte bună la momentul respectiv, inclusiv colegii mei. Însă era de înțeles, pentru că eu îmi propuneam acolo în 10 ani să am cel puțin 5 zboruri regulate, 5 destinații externe, un operator aerian bazat pe Craiova și că vom depăși 200.000 de pasageri. Având în vedere faptul că plecam de la 225 de pasageri pe an și 3 zboruri, da, cred că era bună gluma. Am depășit puțin ceea ce ne propusesem și acum cred că suntem pe un trend ascendent. Recunosc că nu am sperat în această dublare 2016-2017. Însă reabilitarea infrastructurii de mișcare, mai ales pista și extinderea platformelor, a dublat, practic, numărul de destinații. Am primit al doilea avion în baza de la Craiova. Iar tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul, mai ales ultimilor 4 ani, a presupus și circa 119 noi locuri de muncă. Sigur, 36 sunt cele ale avionului. Mă refer aici la 6 echipaje complete, adică 6 piloți, 6 copiloți, 24 de însoțitori de bord. Două aeronave, deja sunt 72 de noi locuri de muncă. Chiar dacă nu sunt, haideți să zicem, ale unei companii românești, dar pe lângă ele au mai adus două firme care se ocupă de ceea ce înseamnă check-in-ul de pasager, două firmuțe mici de înfolier bagaje, trei baruri, trei firme de rentă car, o firmă de alimentare cu carburanți, o mulțime de alte, știu, o dezvoltare pe orizontală în jurul acestor două aeronave. Sperăm să nu ne oprim aici. Aeroportul din Craiova are o istorie destul de lungă și de frumoasă, încă după vremea regelui Carol al II-lea, dacă nu mă înșel, pe la 1930 și ceva se punea cumva piatra de temelie pentru aeroportul din Craiova. 1938. Așa este, numai că în ceea ce privește investițiile, imediat după Revoluție, traficul care exista la momentul respectiv, adică un zbor, un stop tehnic, dacă vreți, din București-Timișoara, s-a oprit. Și pentru 14 ani nu s-a mai zburat. În acești 14 ani nici investiții nu s-au făcut cât de puțin, mai ales în ceea ce privește pista, calea de rulaj, platforma, ele erau în administrarea mea, APN-ului, care nu avea nicio problemă în a zbura pe pista respectivă, dată fiind greutatea aeronavelor pe care le foloseau. Problemele au apărut, într-adevăr, când au început zborurile.
cât timp s-a mers cu un zbor pe zi a fost relativ în regulă. Când a apărut și al doilea, au început să apară și fisurile, apoi spărturile. Acesta a fost motivul pentru care ne-am ocupat inițial de ceea ce a însemnat reabilitarea infrastructurii de pasageri, a terminalelor, alei pietonale, parcări, spații verzi, simultan echipamente pentru handling-ul de rampă, și toate acestea au însemnat investiții din 2009 până în 2016 inclusiv de circa 12 milioane de euro. Fonduri venind de la Consiliul Județean. Gândiți-vă că pista s-a făcut în aproximativ 6 luni sub trafic și, mă rog, 3 săptămâni complet închis și a avut o valoare de 15,4 milioane de euro. Deși contractul fusese semnat pe 24,5 milioane de euro, a fost adjudecat pe 15,4. Dar o sumă foarte mare, mai mare decât investiția Consiliului în acești 7 ani, sumă care trebuia plătită într-un an. Oricât de multă bunăvoință ar fi existat la Consiliul Județean, reprezenta bugetul de investiții al județului pentru vreo 4-5 ani. Deci, puțin probabil să o fi putut realiza noi. Și atunci, sigur că am așteptat această posibilitate de accesare fondurilor europene. Investițiile într-un aeroport aduc trafic. Dovadă că imediat după reluarea zborurilor, la niciun an de zile, am primit al doilea avion în bază, s-a dublat numărul de destinații, în principal cel de la Wizz Air, de la 14 zboruri pe săptămână au trecut la 34 de zboruri pe săptămână, au venit și cei la Ryanair lângă ei. Sigur, cu 2 zboruri pe săptămână, o singură destinație, vom vedea. Deja, cel puțin, începe să apară concurență. Este în avantajul aeroportului și a cetățenilor din regiunea Oltenii. Ale regiunii în ansamblu. Așa cum spuneam, un aeroport bine pus la punct înseamnă dezvoltarea unei zone. De la crearea de locuri de muncă până la facilitarea și aducerea banilor munciți în străinătate, tot în regiunea noastră. Banii oricum veneau. Dar veneau pe auto. Adică dura mai mult până să ajungă în țară. Dar devenit venea oricum. Industria aceasta se va dezvolta, transportul, probabil că în următoriul deceniu nici nu putem să ne imaginăm la momentul actual ce cote va îmbrăca. Și pentru că tot vă întrebam anterior cum vedeați în urmă cu 10 ani dezvoltarea, acum v-aș întreba ce preconizați că se va întâmpla în următorii 10 ani. Cu siguranță va fi un trafic care va depăși binișor un milion și jumătate de pasageri. Vă dau exemplu Clujului. Sigur, păstrând proporțiile vis-a-vis de dezvoltarea socioeconomică a zonei. Acum 20 de ani, Clujul avea 30.000 de pasageri. În 1997. Acum, după 20 de ani, a ajuns aproape la 3 milioane. Cred că diferența este covârșitoare pentru activitatea unui aeroport și, în general, pentru ceea ce înseamnă transport aerian. Anul acesta, pentru prima dată, traficul aerian în România va depăși numărul populației României, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Deci vom fi undeva în jurul 21-22 de milioane de pasageri care au zburat din și în România. Sunt cifre care le regăsim peste tot în Europa. Trendul este clar de creștere și datorită siguranței, pentru că până la urmă rămâne cel mai sigur mijloc de transport și datorită... Deși este cel mai înspăimântător mijloc de transport pentru foarte mulți dintre noi, dar apropo de... Da, dar uitați-vă că zilnic se întâmplă o mulțime de accidente și de pe șosea. Da. Dar impactul psihologic este cu mult mai mare când discutăm de un microbuz sau de un autocar decât de o mașină. Deși poate că în autoturism se întâmplă să moară 4 sau 5 persoane și într-un accident cu un microbuz
un caz de ieri, două persoane. Însă, simplu fapt că în microbuz erau 18-20 de persoane, deja apar problemele. Din fericire, numărul accidentelor de avion este foarte mic. Și rămâne cel mai sigur mijloc de transport. Și de asta spun că rămâne cel mai sigur mod de transport. Vitezele sunt foarte mari, duratele sunt din ce în ce mai mici, aeronavele sunt din ce în ce mai sigure, din ce în ce mai silențioase, consumă din ce în ce mai puțin, ca atare prețurile scad în ciuda creșterii prețului petrolului. Eu cred că viitorul rămâne totuși transportul aerian. Domnul director, vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Toate cele bune vă doresc! La revedere!